Mașină parcată în intersecție. Intersecția aglomerată și periculoasă. Și girofarul nu-i pornit. Deci, creează situații de accident. Nu e așa că e periculos staționați aici? Mașina. Oriunde, ilegal. Aici e ilegal, nu? Sau porniți girofar dacă sunteți în misiune, ca să vă vadă oamenii. Altfel faceți situații de accident, nu? Nu așa scrie în lege? Păi dacă obturați orizontul, vizibilitate. A, deci pot să-mi las și eu mașina aici alături, da? Deci pot să lasă oricine mașina aici în intersecție, nu? Că nu-i pericol. Dar spuneți-mi unde să o las. Păi nu dacă nu știți. Nu știu, dar nu în loc interzis. În loc, în loc unde e permis. Așa o scuză poți să aibă oricine. Ia uite și ăla care a parcat pe trotuar acolo. Nu? Unde să o las? E de la lucrări, că sunt lucrări dacă ați observat. Spuneți-mi dumneavoastră în intersecția asta unde aș putea să o las? Nu neapărat în intersecție, puteți să mergeți și pe jos, nu? Și unde o las? Vin pe jos aici? Da. Ce are? Nu are nimic, așa e. Dar știți câte ore stau aici? Puteți să veniți cu trotineta, cu bicicleta ca mine. Păi, știți câte ore stau aici? Cu atât mai periculos. Atâtea ore stați cu mașina în intersecție. Păi n-are nicio legătură. Și ia uitați-vă, iese omul de după mașina dumneavoastră și lovește un pieton acolo. Sau lovește o mașină, pentru că nu vede. Noi de ce stăm la dirijat? Pentru că oamenii se uită la mașină, la mașina dumneavoastră și la polițiști, nu se uită la... Se uită la polițiști, oameni, că trebuie să respecte indicațiile mele. Nu, ei trebuie să uite, ei trebuie să uite și în față, să nu calce pietoni. E pe splai unul Ibis și altul e lângă gara de nord. Unul e în Grozăvești, pe splai.